E onoare pentru mine să mă aflu din nou în acest moment, în acest cadru, legat de a doua conferință a ACT România și cred că, de fapt, și pentru dumneavoastră este o oportunitate de a vedea noi, hai să spunem așa, abordări terapeutice legate de tot ceea ce înseamnă, până la urmă, tratarea unor tulburări de spectru psihopatologic. Astăzi o să discut despre o chestiune extrem de interesantă și o să mă refer la tulburarea obsesiv-compulsivă. Trebuie să mă corectez tot timpul, vine să zic tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, așa că dacă o să mai comit astfel de erori, bineînțeles că voi o să mă înțelegeți. Drept urmare, această tulburare obsesiv-compulsivă a reprezentat pentru mine încă de la începuturile mele, să zic așa, ca terapeut, de când am început să lucrez în psihoterapie, o provocare. Din ce motiv? Păi, în primul rând, vreau să menționez faptul că de foarte multe ori, la nivel de etiopatogenie, adică cu alte cuvinte, la nivel de cauză, nu am identificat o cauză anume. Dacă depresie, de exemplu, aveam întotdeauna un stil parental disfuncțional sau relațiile cu ceilalți problematice sau o încărcătură biologică înăscută în cadrul familiei, o vulnerabilitate, dacă în atacul de panică la fel existau anumite vulnerabilități pe linie paternă sau maternă. În această tulburare de multe ori am avut pacienți care au zis, eu până în acest moment, da, nu am avut niciodată o astfel de problemă. Și vă dați seama, dacă ar fi să menționăm un lucru legat de această tulburare, imaginați-vă o persoană care este atee. O persoană care este atee și dintr-o dată începe să aibă niște gânduri legate de blasfemii și începe să se teamă de propriile ei gânduri. Dar acea persoană este ateea, nu crede de fapt în Dumnezeu, nu crede în religie, nu crede în nimic și cu toate acestea, acele gânduri blasfemiatoare o fac să fie extrem de anxioasă și extrem de neliniștită. Drept urmare, așa cum am zis, nu am identificat de multe ori o etiopatogenie clară în aceste cazuri. Doi, bineînțeles că în primele momente, aceste gânduri intruzive pentru pacient sunt extrem de greu de gestionat. Drept urmare, ele nu, niciodată un TOC sau o tulburare obsesiv-compulsivă nu o să vină în format unic, nu o să fie o nosologie unică, de exemplu. Întotdeauna va veni asociată cu morbiditate, cu atacul de panică, cu anxietatea generalizată, cu depresia mai ales, da? Cu tulburările de control al impulsurilor, chiar cu tulburările de control legate de partea emoțională, cu un deficit de reglare emoțională. De asemenea, partea aceasta legată de tot ce înseamnă consumul de substanțe poate să creeze o calitate a vieții extrem de scăzută. De urmare, astăzi vom încerca să vedem care este o abordare oportună pentru cazurile dificile, complexe, legate de tulburarea obsesiv-compulsivă. Și atunci obiectivele prezentării sunt trei obiective, patru chiar, foarte simple, dar al patrulea derivă din al treilea. De urmare, până la urmă aș dori să explic într-un cadru general ce înseamnă această terapie cognitiv-comportamentală bazată pe proces. Da? Să o definim, să o clasificăm și să ne dăm seama de fapt în ce momente și în ce fel o putem folosi în tratarea acestei tulburări obsesiv-compulsive. După aceea, bun, acum știu că de fact noile abordări, cum ar fi și ACT-ul până la urmă, dar și alte abordări transdiagnostice din psihoterapia cognitivă și comportamentală, merg pe această situație legată de procese. Cu toate acestea, având în vedere faptul că există unele studii despre care vom discuta, legate de încărcătura genetică, până la urmă, consider necesar să abordăm cumva această patologie și din perspectiva psihiatrică și din perspectiva genetică a factorilor înăscuți, predispozanți, care contribuie cumva la apariția simptomelor și chiar la menținerea sau agravarea lor. De asemenea, după aceea, e important să discutăm limitele, adică, bun, avem diagnosticul, dar care au fi limitele diagnosticului? Care este granița dintre tulburare obsesiv-compulsivă și anxietate generalizată? Care este granița dintre tulburarea obsesiv-compulsivă și tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă? Care este granița dintre perfecționismul rigid care apare în tulburarea obsesiv-compulsivă, respectiv tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă și perfecționismul narcisic? Deci, cu alte cuvinte, există cumva niște nosologii, niște entități nosologice care trebuie foarte bine clarificate și clasificate. Și, în ultimul rând, aș vrea să vă prezint un caz de TOC sever. Un caz de TOC cu care am lucrat și încă mai lucrez, pentru că, de fapt, este o comorbiditate, așa cum aminteam anterior, și în acest caz încerc împreună cu pacientul, încercăm, de fapt, să rezolvăm atât partea de TOC, care mare parte a fost rezolvată, dar, așa cum am specificat, este și o tulburare de personalitate pe care încercăm în momentul de față să o gestionăm împreună. Drept urmare, haideți să intrăm, de fapt, în miezul problemei, da? Nu vreau să intru neapărat în partea legată de tot ce înseamnă, hai să zic așa, dezvoltatorii acestei psihoterapii sau model, pentru că de fapt nu e o psihoterapie în sine, este vorba despre un model din terapiile cognitive și comportamentale. Da? Dacă ne uităm puțin la tot ce înseamnă acest model,
regăsim cumva o aplicabilitate generalizată, care merge foarte mult pe procese. Deci, cu alte cuvinte, atunci când am foarte multe comorbidități, mi este imposibil, de fapt, să realizez o conceptualizare care să integreze toate tulburările de care suferă pacientul. Are, nu știu, TOC, are depresie, are anxietate, are dificultăți de control al impulselor. Mi-e foarte greu să abordez această patologie prin 5 tipuri de conceptualizări. De urmare, a extrage cumva din această suprapunere diagnostică câteva elemente foarte importante care țin de procesele care stau în spatele simptomelor reprezintă de fapt țelul și reprezintă de fapt obiectivul principal al acestui model. După aceea, bineînțeles că acum dacă ne uităm puțin la CBT știm foarte bine că el este gold standard, adică cu alte cuvinte în tratarea majorității tulburărilor de spectru, hai să zic așa, anxios, depresiv, dar și dacă mergem la psihoze sau dacă mergem la tulburări de personalitate, observăm că, de fapt, golden standardul este terapia sau psihoterapia cognitivă și comportamentală. Ce este important de reținut aici și o chestie foarte interesantă este faptul că și abordările, și aici mă refer în special la valul 2, trebuie să specific chestia asta, mă refer la valul 2, adică mă refer la terapia cognitivă și la terapia rațională, emotivă și comportamentală, dar dacă ne uităm un pic și la valul 3, observăm că și valul 3 începe să elaboreze și să dezvolte studii din ce în ce mai eficiente care îi confirmă, de fapt, eficiența într-o gamă largă de tulburări de ordin psihopatologic. Deci, cu alte cuvinte, avem un evidence base inclusiv în această psihoterapie cognitiv-comportamentală bazată pe proces. Următorul lucru este faptul că, dacă am fi să mergem puțin pe diferențe, aici avem un model mult mai flexibil. Cu alte cuvinte, nu mă voi focusa atât de mult pe conținut, ci mă voi focusa foarte mult pe context. Și vă dau un exemplu. Putem să abordăm lucrurile în două variante importante. Prima variantă, imaginați-vă, și aici luăm un exemplu foarte simplu. Imaginați-vă că sunteți la mare. Sunteți la mare, pe plajă, ok? Ați făcut plajă, după care vă retrageți în cameră, sunteți obosiți, vă puneți frumos în dormitor, vă întindeți pe pat și în living este deschisă fereastra. La un moment dat, auziți fereastra, lovind pervazul și vă gândiți că v-a intrat un hoț în casă. Ok, în acel moment, ce se întâmplă? Bineînțeles că sunteți pregătiți pentru o luptă, pentru o confruntare, anxietatea, neliniștea crește. Da? Asta este varianta numărul 1. Varianta numărul 2. În varianta numărul 2 avem așa. Suntem în dormitor, întinși pe pat, fereastra lovește pervazul și ne gândim că, de fapt, copiii de pe plajă au lovit fereastra cu mingea sau, de fapt, vântul a împins fereastra. Tot rămâne neutru. Bun, deci avem un eveniment și avem două moduri diferite de gândire. Cu alte cuvinte, întrebarea mea este următoarea. Credeți că evenimentele de viață ne fac pe noi anxioși, neliniștiți, supărați, triști și așa mai departe sau felul în care le interpretăm la nivelul gândirii? Păi, bineînțeles, de fapt, majoritatea oamenilor întrebați de această perspectivă spun felul în care le interpretăm la nivelul gândirii. Ăsta este, de fapt, conținutul. Deci, cu alte cuvinte, aici oferim despre conținut. Este baza terapiilor cognitive și comportamentale specifică valului 2, așa cum majoritatea știți, de fapt. Bun, acum, unii o să zică, da, dar eu, și am avut pacienți care au zis chestia asta, eu întotdeauna o să mă gândesc la hoț. Pentru că așa sunt eu structurat. Ăsta este contextul. Cu alte cuvinte, experiențele mele de viață m-au făcut ca întotdeauna gândirea mea să fie influențată doar într-un singur mod. Și atunci, ideea este că, da, aici important este să ajutăm pacientul să înțeleagă că există două aspecte foarte importante. Conținutul și contextul. În terapie, valurile 2 de obicei se focusau foarte mult pe conținut și contextul rămânea undeva în spate nerezolvat. Ei, această terapie bazată pe proces nu face altceva decât vine și acoperă și partea legată de context și nu doar cea legată de conținut. Bun, și nu în ultimul rând, nu există un protocol. Dacă valul 2 sau în valul 2 exista un protocol specific în care știam foarte bine, așa cum există în chirurgie, pasul 1, intru și mă dezinfectez, pasul 2, dezinfectez instrumentarul, pasul 3, intru și fac asta. În aceste terapii bazate pe proces, totul este cumva dinamic, flexibil, ceea ce oferă terapeutului o mare plajă de manevră până la urmă, pentru că imaginați-vă că atunci când vorbim despre suprapuneri, de fapt, la nivel nosologic, psihiatric, de suprapuneri diagnostice, pacientul o să vină să-mi zică în fiecare zi, apropo de tulburare obsesiv-compulsivă, doar legat de obsesii, nu o să-mi povestească doar legat despre obsesii. O să vină să-mi spună, știți, eu sunt anxios, fac atacuri de panică, uneori am impresia că nebunesc, îmi pierd mințile, sau că are compulsii și ca să nu-mi pierd mințile, mă duc și mă spăl de nu știu câte ori pe mâini sau fac cine știe ce ritual. Bun, după aceea o să spună, știți, că am starea asta, mă simt din ce în ce mai trist,
nu sunt, parcă nu mă mai recunosc, nu mai interacționez cu oamenii, mă izolez social. Deci, cu alte cuvinte, această încărcătură, de fapt, această suprapunere diagnostică mă obligă pe mine ca terapeut să lucrez într-un fel mult mai flexibil decât atunci când mă funcționez pe conținut. Pe conținut ce înseamnă? Gând, da? Cu alte cuvinte, interpretarea situației, gând automat, semnificația gândului automat, emoții și comportament. Ei, aici lucrurile uneori pot fi inverse, pentru că de multe ori pacienții, având în vedere acele gânduri automate care trec o mie de secundă prin psihism, ei nici nu sunt în stare să-și identifice de multe ori gândurile și evocă doar o emoție. Cu alte cuvinte, această abordare care mă lasă pe mine și îmi dă voie să mă deplasez ca terapeut pe continuu, începând de la zero până la plus infinit, oferă de fapt o mare eficiență terapeutică, pentru că reușesc cumva să stabilesc împreună cu pacientul meu nu doar o relație stabilă, ci de asemenea să mă focusez și pe problemele sale interpersonale. Pentru că nu mă ocup doar de simptom sau de a rezolva un simptom, o tulburare în sine, ci mă ocup până la urmă și de cauza care a determinat apariția unor probleme de ordin psihopatologic. Bun, și atunci, haideți să vedem de fapt ce înseamnă acest proces al schimbării, pentru că tot vorbim despre procesul schimbării și vorbim despre partea legată de process-based CBT. Păi, în primul rând, dacă mergem puțin la definiție, vedem că de fapt procesele de schimbare reprezintă trăsături proximale a unui caz clinic în timp, ele fiind cele care prezic în mod fiabil rezultatele pe termen lung. Așadar, dacă în protocoale aveam așa și se spune în protocoale, pentru depresie avem 20 ședințe, pentru atacul de panică avem 15, pentru tulburările de personalitate avem 40+, și așa mai departe. Aici lucrurile sunt diferite. Pentru că eu, în primul rând, chiar dacă există cumva niște marje între 1 și 6 ședințe, 1 și 12 ședințe până la urmă, da? Dacă procesele acelea disfuncționale există în continuare, eu nu mă pot opri de fapt la o marjă pe care mi-am stabilit-o, pentru că așa spun ghidurile. Ok, ghidurile spun asta în baza unor studii făcute într-un mediu controlat, cu criterii de includere și de excludere. Noi știm foarte bine că în mediul naturalistic, în cabinet, când ai de-a face nu doar cu o depresie simplă, și o tulburare de personalitate, și o anxietate, și o depresie și așa mai departe, lucrurile pot coexista și se pot întinde mai mult în timp. Drept urmare, ceea ce trebuie să știți de fapt despre aceste procese este faptul că ele nu își propun și nu există niște obiective pe termen scurt. Cu alte cuvinte, și pacientul trebuie să gândească, de fapt, modificarea, schimbarea, cumva pe termen mediu sau lung. Din ce motiv? Pentru că, de fapt, obiectivele pe termen scurt l-au adus la noi în cabinet. Vreau să mă simt mai bine și ce face? Face supresie, nu vreau să mai am aceste gânduri, nu? Sunt niște obsesii și înlocuiește gândul pozitiv cu un negativ, cum o să discutăm despre neutralizarea mentală, și atunci anxietatea, în loc să scadă, crește exponențial. Drept urmare, aceste procese care contribuie la schimbare au întotdeauna la bază conceptul de evidence-based practice, adică cu alte cuvinte, o practică bazată pe dovești științifice. Din ce motiv? Nu pentru că mie îmi place, de fapt, terapia cognitivă și comportamentală, ci pentru faptul că în momentul în care eu lucrez în cabinet, și aici, asta este propria mea experiență, în momentul în care lucrez în cabinet cu un pacient și știu că, de fapt, protocolul, mă rog, sau tehnica, sau process-based pe care îl aplic, este unul care a fost validat științific. Și asta îmi dă o mare încărcătură, îmi dă o mare siguranță până la urmă. Pentru că una este să lucrez random pe ceva care apare așa spontan și tu te gândești că va funcționa, alta este să lucrez pe o tehnică care chiar funcționează și care a fost validată. Cu alte cuvinte, aceste modele trebuie să fie predictibile, adică eu trebuie să știu cam în ce direcție va merge pacientul. Dacă fac asta, cam în ce direcție va merge pacientul, dacă fac cealaltă. Dacă nu funcționează A și B, care va fi varianta C pe care o voi aplica? Asta înseamnă, de fapt, flexibilitate și înseamnă, de fapt, o libertate care poate fi testabilă cumva și testată în practica terapeutică. Bun. După aceea, buclele de feedback. Știm cu toții că, de fapt, o tulburare de ordin psihopatologic nu este o tulburare liniară. Noi întotdeauna suntem învățați să gândim sub acest raport de tip cauză-efect. A avut loc în copilărie un eveniment și de asta pacientul nostru se comportă în așa fel. Serios? Bun. Dar partea biologică unde rămâne? Toată lumea vorbește despre partea psihologică. Eu sunt psiholog, ar trebui în primul rând să mă intereseze partea psihologică și mă interesează, dar partea biologică. Bun, acum, ok, nu există gene candidat, nu există polimorfisme, nu există în prezent. Există niște studii pe care le veți vedea și care se asociază din ce în ce mai mult cu anumite tipuri de patologii. Deci, de urmare, această abordare biologică este importantă, pentru că dacă vorbim despre vulnerabilitatea cognitivă sau vulnerabilitatea legată de dezvoltarea unor anumite tipuri de tulburări, anxioase, depresive și mai departe, ele până la urmă sunt prezente. Deci, cu alte cuvinte, buclele de feedback mă ajută să am o abordare care se bazează pe un concept bio-psio și social. Ok? Acest concept bio-psio-social, până la urmă, se referă la abordarea. Și vă dau un exemplu.
Avem de multe ori în terapie pacienți care vin și prezintă, și mă refer acum doar la TOC, prezintă niște niveluri ridicate de TOC, da? De obsesii și de compulsii. Bun, oricât de mult aș încerca eu în acel moment să lucrez cu pacientul meu într-o anumită direcție, ca să-i scad nivelul de obsesii, intensitatea lor, frecvența lor, rostul, asta nu va funcționa. Pentru că dacă pacientul este și depresiv, nu doarme, nu mănâncă, nu se poate concentra, cum pot să-l ajut? Adică vreau să ieșim dintr-o chestie asta de fairy tale, de bază, în care ne imaginăm că terapia rezolvă totul și să stăm cu picioarele pe pământ ancorați în realitate. Și realitatea ne spune că, de fapt, în astfel de cazuri, pe partea biologică e nevoie de medicații. Pentru că nu poți ajuta un pacient care este extrem de anxios, care nu doarme, care nu se poate concentra, care nu este capabil să înțeleagă ceea ce îi spui, care este extrem de anxios, nu? Doar printr-o intervenție psihoterapeutică. Și atunci partea biologică este cumva acoperită de medicații. Partea psihologică, bineînțeles, ne întoarcem cumva la această aplicare a unor bucle de feedback și nu la o intervenție uniformă, punctiformă, care să fie rigidă și care să fie cumva așa A plus B egal C. Bun. După aceea, trebuie să ne referim puțin la partea de progres. Adică întotdeauna putem să secvențiem anumite lucruri și începem să lucrăm așa. De exemplu, dacă pacientul nostru cu TOC vine în cabinet și observăm faptul că el prezintă un nivel foarte ridicat de evitare experiențială, atunci încep și lucrez pe evitare experiențială. Nu trebuie să mă duc după un protocol anume. Dacă pacientul meu prezintă un nivel foarte ridicat de fuziune gând-acțiune și în TOC acesta este un element extrem de important care apare în TOC, bineînțeles că voi lucra pe fuziunea gând-acțiune. Deci, cu alte cuvinte, obiectivele ne le putem atinge prin a lucra secvențial. Nu trebuie să respectăm un protocol, așa începând de la punctul A și ajungem la punctul Z, pentru a reuși să-l ajutăm pe pacient să se simtă mai bine. Bun, după aceea, trebuie să mergem totdeauna pe conceptul de schimbare, de modificarea mediului. Așa cum știm de fapt și până la urmă această intervenție legată de tot ceea ce înseamnă partea de CBT, dar nu partea de CBT și de process bait, se bazează cu alte cuvinte pe modificările comportamentale. Degeaba eu înlocuiesc și schimb unui pacient setting-ul mental să gândească într-un alt mod. Dacă el la nivel comportamental nu face nicio modificare, nici o schimbare, din nou este posibil să recadă. Și vă dau un exemplu. De multe ori am în supervizare colegi care vin și spun: a, păi am lucrat pe obiectivul legat de reducerea anxietății în atacul de panică și pacientul nu mai prezintă atacuri de panică la fel de semnificative. Avem un scor, nu știu, pe Panic Belief Questionnaire avem un scor de 70. Ok. Și când intre, bine, da, merge la serviciu. A, păi nu, că nu merge la serviciu. Bun, dar dacă pacientul are atac de panică și stă în casă și nu merge la serviciu, cu ce l-ajută pe el de fapt chestia asta? Și ne întoarce la funcționalitate. Cu alte cuvinte, scopul meu, nu doar în process based, ci și în alte tipuri de abordări din terapia cognitivă și comportamentală, este să modificăm comportamentele. Pentru că dacă pacientul stă în casă în continuare, chiar dacă obsesiile se reduc, chiar dacă compulsiile se reduc, dar el nu merge la serviciu, nu interacționează, nu intră în rolurile sociale, la ce folos? Da, el spune, dar mă simt mai bine. Ok, te simți mai bine, pentru că înseamnă că terapia e ca un mijloc de asigurare. Dar asta nu înseamnă că, de fapt, ai reușit să modifici ceva în timp, în așa măsură încât să nu mai apară recăderi, să nu mai apară probleme, să nu mai apară alte situații de acest gen. Ok. Și după aceea, avem o abordare multinivelară. Pe lângă partea că avem această, dacă ar fi să caracterizăm celelalte principii ca fiind integrative, avem și o parte multinivelară. Partea multinivelară înseamnă că, de fapt, intervin pe mai multe niveluri. Adică lucrez și pe partea cognitivă, și pe partea afectivă, și pe partea comportamentală, și pe partea legată de relațiile interpersonale și așa mai departe. Lucru care, bineînțeles, ce se întâmplă? Imaginați-vă că, de fapt, în momentul în care noi lucrăm cu pacienții cu TOC, un lucru pe care, cu siguranță, cei care ați mai lucrat cu pacienți cu TOC îl știți, ei schimbă foarte rapid emoțiile. Cu alte cuvinte, pacienții cu TOC sunt pacienții, nu pacienții cu psioză, știți că am lucrat cu mulți pacienți cu psioză care nu erau așa de agresivi cum erau pacienții cu TOC. Pentru că pacienții cu TOC fac un switch foarte rapid de pe partea legată de anxietate pe partea legată de furie, iritabilitate. Și e normal, pentru că de fapt în momentul în care încep să pătrunzi în rostul gândului, felul în care își văd ei gândurile, felul în care le percep, felul în care se raportează la ele, apare acest switch emoțional. Și nu odată, ci de foarte multe ori am observat faptul că atunci când mergi cu abordare clasică, replica pacientului este: da, dar,
da, dar dacă o să se întâmple, da, dar dacă o să fie chestia asta, da, dar dacă o să se întâmple lucrul respectiv. Drept urmare, această abordare, clar, este una care nu este eficientă. Pentru că de fiecare dată, în momentul în care vreți să dezbatem un gând, pacientul va veni cu o contraargumentație. Seamănă foarte mult aici, tocul seamănă foarte mult cu alte tulburi de ordin psihopatologic. Și imaginați-vă că, de fapt, rezistența la contraargumentație apare și în psihoze, apare și tulburarea bipolară. Diferența este că pacienții cu TOC au insight. Ok? Au insight. Și dacă aici ne referim la insight, asta înseamnă că, de fapt, ei sunt conștienți. Percep gândurile ca fiind absurde. Bun, acum există și cazuri de TOC severe în care insight-ul dispare și atunci apar și niște elemente delirante până la urmă. Dar, în general, acești pacienți sunt permisivi la schimbare, ei înțeleg de fapt până la urmă care este dezbaterea pe care o avem cu ei în terapie, dar cu toate acestea, deoarece mintea lor este extrem de rigidă și setată pe niște obsesii și pe conținutul unei gândiri care n-are de-a face cu realitatea de multe ori, devin foarte rezistenți la contraargumentație. Să nu vă sperie lucrul ăsta, e normal, de urmare avem nevoie de o abordare mult mai flexibilă. De o abordare mult mai flexibilă, bazată foarte mult pe emoții, pe reglare emoțională, ok, când apar astfel de, și sesizăm cumva astfel de situații, un lucru foarte bun pe reglarea emoțională rezolvă cumva impasul în care ne aflăm. Și atunci dacă e să mergem puțin la acest metamodel evoluționist extins, pentru că acesta este modelul care stă la baza terapiei cognitive și comportamentale bazată pe proces. Păi, observăm faptul că avem primul element foarte important, primul concept care se referă la variație. Acum, variația aceasta până la urmă apare în orice teorie evoluționistă și se referă până la urmă la nivelul de adaptabilitate și de extinție a unui comportament. Cu alte cuvinte, și bacteriile au chestia asta, și noi ca specie avem lucrul ăsta, și animalele au chestia asta. Deci, cu alte cuvinte, este un proces evoluționist care întotdeauna contribuie la un grad mai ridicat de adaptabilitate și la extinția unui tip de comportament. Selecție. Cu alte cuvinte, în selecție ce facem? Păi, noi începem să discernem folosind acel principiu piagean de încercare și eroare. Cu alte cuvinte, dacă un comportament este întărit pozitiv, voi tinde cu alte cuvinte să îl replic. Dacă este întărit negativ, voi încerca cu alte cuvinte să îl resping. Asta este principiul comportamentalist. Dar este foarte important pentru că în momentul în care pacienții noștri vin în terapie, foarte multe comportamente, și aici mă refer la tulburare obsesiv-compulsivă și la orice tulburare din spectru anxios, în care avem foarte multe elemente care țin de asigurare sau de evitare. Cu alte cuvinte, pacienților le este teamă să-și asume anumite responsabilități, le este teamă să se confrunte cu fricilor, cu gândurile lor, cu să-și confrunte până la urmă de multe ori situațiile în care se află. Drept urmare, ei nu vor fi capabili să aleagă obiective pe termen mediu și lung. Se vor focusa întotdeauna pe comportamentele acestea care, în opinia lor, sunt ca un fel de mijloc de protecție pentru a menține cumva tocul sub control. Și atunci, bineînțeles, în acest context nu dezvoltă alte tipuri de comportamente adaptative. Deci, la acest nivel al selecției, este foarte important să-i ajutăm pe pacient să înțeleagă că, de fapt, confruntarea cu stimulul anxiogen, confruntarea cu obsesiile, confruntarea cu aceste gânduri intruzive nu face altceva decât să-i ajute să dezvolte noi comportamente adaptative. Retenția. Păi, retenția până la urmă este foarte importantă. Nu pentru că spun eu, ci pentru că se referă la un proces pe care, în momentul de față, foarte multe studii clinice încearcă să-l definească și să-l înțeleagă. Din ce motiv? Pentru că în baza unor prerechizite adăugăm noi tipuri de comportamente. Și ajungem la o întrebare și ajungem până la urmă la un element extrem de important. Cu alte cuvinte, intervențiile psihoterapeutice, cognitive și comportamentale modifică ceva la nivel, hai să spunem, genetic? Există cumva o asociere între aceste intervenții și modificări durabile la nivelul creierului? Studiile sunt de pe la început. Ceea ce știm noi, de fapt, în mod concret, este faptul că după intervențiile cognitive și comportamentale, într-o gamă largă de tulburări, există un nivel diferit de metilare la nivelul genelor. De asemenea, partea legată de secvențierea lor se modifică. De asemenea, aici putem să vorbim până la urmă despre acele fenomene de epigenetică, da? Pe care Stahl le amintea într-un studiu din 2011, sau mă rog, era un review de fapt, în 2011, în care spunea că de fapt psihoterapia integrativă și cea cognitivă și comportamentală pot modifica la un nivel epigenetic până la urmă anumite vulnerabilități care țin de partea psihopatologică. Și atunci, bineînțeles,
aici putem să vorbim de fapt despre acest nivel care ține de retenție și care arată felul în care anumite tipuri de comportamente pot modifica inclusiv conexiunile la nivel, cerebral. Și aici îmi vine în minte acum de fapt un studiu publicat în 2010 de către Hoffman și Beck, care se referea de fapt la modificările care au loc la nivelul conectivității în creier după intervențiile CBT. Și o concluzie în studiu era legată de faptul că, grosomodo, dacă ar fi să explicăm anxietatea, pentru că aici vorbim despre circuite și nu vorbim neapărat despre localizare în creier, dar dacă ar fi să definim anxietatea, am putea să o definim prin acel default mode network, adică cu alte cuvinte, printr-o rețea în care anumite arii, care țin în special de partea de nucleu amigdalian, sunt mult mai activate decât în mod curent. Și atunci, în acel studiu, se relevă faptul că după intervențiile cognitive și comportamentale, are loc un switch din acea zonă legată de nucleu amigdalian către zona cortexului prefrontal. E una dintre concluzii. Drept urmare, aceste intervenții sunt eficiente, nu doar pentru faptul că ele modifică anumite comportamente, ci putem să vorbim despre niște modificări la nivel de conectivitate a creierului, la nivel de expresie sau de modificare a expresiei genice până la urmă, sau la anumite lucruri care țin până la urmă inclusiv de partea biologică, și aici mă refer cu alte cuvinte la epigenetică sau la modificarea unor vulnerabilități. Bun, și atunci, ce trebuie să știm de fapt? Păi, trebuie să știm că de fapt ultimul lucru și un lucru foarte important se referă la context. Cu alte cuvinte, contextul este cel care integrează, dacă vreți, foarte multe componente care țin de selecție și de retenție. Drept urmare, în momentul în care noi discutăm despre un pacient, spre exemplu, da? De ce, spre exemplu, într-un caz în care un pacient este stresat, nivelul de obsesii începe să crească? Cu alte cuvinte, știm că există o corelație între stres și nivelul gândurilor intruzive, adică a obsesiilor. Ce relevă lucrul ăsta? Relevă două aspecte. Că acest context este important pentru felul în care oamenii se simt de cele mai multe ori. Și că dacă vrem să modificăm retenția și selecția, este nevoie să modificăm contextul. Deci modificarea de context poate să fie una macro, adică societatea vine cu niște reguli foarte clare, și aici vom discuta despre reguli în societate, sau putem să vorbim despre modificări individuale în terapie, face-to-face cu pacientul nostru. Bun, și atunci, așa arată de fapt acest metamodel evoluționist extins legat de procesul schimbării. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, dar vreau să vedeți câteva lucruri foarte importante. Avem un sistem, da? Care este dimensional descris, începe cu partea afectivă, cognitivă, atențională, motivațională și se referă și la comportamentul deschis. Da? Acestea sunt dimensiunile, cu alte cuvinte. Aceste dimensiuni pot fi adaptative sau pot fi maladaptative. Aceste dimensiuni influențează, de fapt, aceste niveluri și fiziologic și sociocultural, da? Și, de fapt, dacă ne uităm puțin la nivel și la partea fiziologică și la cea socioculturală în special, putem discuta despre context. Cu alte cuvinte, în momentul în care putem să facem o conceptualizare, putem să lucrăm inclusiv pe aceste aspecte, care pot reprezenta procese până la urmă, pe care să le punem într-o situație, într-un context de variație, selecție, retenție și context. Cu alte cuvinte, care sunt lucrurile care îl fac pe pacient să se adapteze mai ușor din perspectivă afectivă, care sunt lucrurile care îl ajută să aleagă, de fapt, într-o gamă largă de comportamente la nivelul selecției, în așa măsură încât să devină adaptativ, la nivelul retenției, până la urmă, cum își poate planifica pe termen mediu și lung, de fapt, anumite scopuri clare care să devină adaptative, și la nivel de context, cum putem modifica contextul prin intervenții comportamentale în așa măsură încât să ajutăm pacientul să treacă de la maladaptativ la un comportament adaptativ. Acesta este modelul și este un model extrem de ușor de folosit în terapie și de fapt îi putem descrie pacientului și putem chiar noi să realizăm până la urmă o conceptualizare în care să descriem pacientului cum toate aceste elemente interrelaționează și se intercondiționează. Acum, ce este foarte interesant? Acest sistem uneori poate fi integrativ. În ideea în care noi, dacă observăm că este o problemă la nivel afectiv și motivațional, nu trebuie să descriu pe ambele. Într-o conceptualizare le pot uni. Deci, cu alte cuvinte, nu mai descriu două elemente, ci descriu unul singur. Asta este din nou un avantaj extrem de important al modelului și veți vedea, de fapt, în momentul în care o să încep să vă prezint studiul de caz, la ce mă refer în mod concret. Bun, acum, care sunt diferențele conceptuale?
Sincer să fiu, nu le găsesc prea mari. Eu cred că, de fapt, și process-based și CBT-ul, până la urmă, vorbește aceeași limbă, dar cu alte accente. Asta cred că e singura diferență. Într-adevăr, la nivel conceptual este diferență de model. Și haideți să luăm până la urmă CBT-ul. În CBT știm foarte bine că există o evaluare psihologică clasică în care încercăm să ne dăm seama, de exemplu, care este nivelul intensității depresiei, dacă este o tulburare de personalitate, dacă există o tulburare anxioasă și așa mai departe. Deci o evaluare psihologică clasică sau, în cazul părții legate de nosologie, o evaluare printr-o consultație psihiatrică în care să ne dăm seama, de fapt, care este tipul de patologie. Bun. Aici ce folosim? Chestionare. Foarte simplu. Chestionare și sau interviuri standardizate. SCID-ul și așa mai departe. Ok. După ce am făcut evaluarea psihologică, când fac conceptualizarea, mă bazez pe simptom. Adică, cu alte cuvinte, care este emoția disconfortabilă pe care pacientul o simte în depresie. Da? Tristețea, bineînțeles. Cu alte cuvinte, voi încerca cumva să surprind printr-o conceptualizare care este elementul, care sunt gândurile automate, care este semnificația gândurilor, situația și interpretarea acesteia care conduce cumva la apariția emoției numite tristețe. Și de acolo, bineînțeles, că apare un anumit de comportament. Aceasta este, dacă vreți, o parte standard care apare în tulburarea, care apare în CBT. Bun, planul de tratament mă bazez foarte mult pe aici și acum. Deci, cu alte cuvinte, în majoritatea abordărilor din CBT, excepție făcând aici abordarea lui Beck, Judith Beck și Aaron Beck, în majoritatea intervențiilor din CBT lucrez pe aici și acum. Deci, cu alte cuvinte, ăsta este simptomul, asta este problema, încercăm să facem modificările în prezent. Da? Bun, foarte important, aici lucrăm cu tehnici clasice, curente, gând, emoție, comportament, restructurări cognitive, interogări socratice, expuneri, etc. Da? Cealaltă parte, dacă ne uităm puțin la process-based, observăm faptul că prima dată evaluăm procesele psihologice. Deci, cu alte cuvinte, această parte de process-based nu exclude și nici nu este recomandat să excludă o intervenție psihologică clasică, dar merge mai mult pe procese psihologice decât pe partea de simptom. Un proces psihologic pe care vi-l pot da exemplu este perfecționismul rigid. E un proces psihologic. Evitarea experiențială, fuziunea gând-acțiune, valori neclare și așa mai departe. Da? Deci, cu alte cuvinte, evaluăm aceste procese psihologice. Acum, aici este o mare semn de întrebare. Dacă pacientul meu prezintă o depresie, spre exemplu, are un TOC sever și are și o depresie și la itemii aceia critici legat de depresie, bifează la suicid, bifează pozitiv. Ok, ce facem? Păi este clar că, de fapt, va trebui să folosim alte teste să investigăm riscul suicidar. Deci, acest proces sau evaluarea proceselor, până la urmă, se referă în general la procesele care stau în spatele simptomelor. Dar ceea ce este foarte important de reținut este faptul că în incidentele critice, în problemele care țin de patologie, este foarte important să evaluăm aceste incidente critice. Pentru că suicidul reprezintă o urgență psihiatrică sau ideația suicidară, bineînțeles. De asemenea, dacă există elemente de psihoză și psihoza reprezintă, până la urmă, nu vocile, halucinațiile auditive sau delirul reprezintă din nou o urgență psihiatrică. Deci, cu alte cuvinte, este foarte important să reținem aceste aspecte care sunt foarte importante. Pentru că chiar dacă evaluăm aceste procese psihologice, nu înseamnă că nu acordăm importanță foarte mare itemilor critici. Ok, și aici aplicăm, sunt foarte multe chestionare și foarte multe probe dintre acestea care măsoară evitarea experiențială, nivelul de acceptare sau de neacceptare, flexibilitatea psihologică și așa mai departe. Bun, putem face de fapt o analiză funcțională și o conceptualizare în baza acestui model despre care vorbeam anterior, în baza acelui model evoluționist extins, până la urmă metamodel, în care pacientul să înțeleagă de fapt care sunt arile afectate la nivel afectiv, la nivel motivațional, la nivel interpersonal și așa mai departe. Da? Deci această analiză funcțională îi arată pacientului de fapt cum funcționează și ne arată nouă, în primul rând, cum funcționează simptomul. După care, în baza analizei funcționale, întocmesc conceptualizarea. Iar în cadrul conceptualizării este important să am în vedere felul în care aceste procese se intercondiționează. Pentru că aici nu vorbim despre o traiectorie directă, da, gând, emoție, comportament, ci vorbim despre anumite elemente care apar cumva într-o conceptualizare care se intercondiționează. Și la sfârșit, planul de tratament care poate să vizeze oricare element din cadrul conceptualizării. Adică nu este neapărat nevoie să mă apuc să lucrez pe gândurile automate negative. Pot să încep să lucrez pe
Habar n-am, sinele integrat, adică self-ascountant, acea situație în care omul fuzionează, rolul lui social fuzionează de fapt cu tot ceea ce face, cu felul în care se definește ca persoană sau să începi să lucrezi pe gradul de acceptare sau pe inflexibilitatea psihologică. Deci, cu alte cuvinte, acest model îmi oferă o libertate extrem de mare în abordarea proceselor. Nu trebuie să urmez ordine. Ea mă lasă, de fapt, îmi oferă această libertate de a alege împreună cu pacientul care este procesul de care ne ocupăm în acea ședință. Bun. Și atunci, haideți să vorbim un pic despre diagnosticul de TOC. Nu voi insista atât de mult asupra acestui diagnostic. În schimb, trebuie să vă spun niște lucruri foarte importante. Dacă, așa cum am precizat la început, dacă în foarte multe alte tulburări nu avem așa de multe descrieri care țin până la urmă de partea genetică, în TOC lucrurile parcă stau diferit. Și vreau să vă arăt, de fapt, o meta-analiză care arată faptul că varianța genetică aditivă a fost stabilită în TOC la 40%, iar mediul de diferit de dezvoltare, adică cu alte cuvinte, frații care nu au fost crescuți în același mediu, da, au reprezentat cumva 51% din variația simptomelor obsesiv-compulsive. Cu alte cuvinte, se pare că nu întotdeauna mediul este responsabil pentru apariția simptomelor din TOC. Exact ceea ce spuneam la început. Aceasta este o explicație pentru faptul că de multe ori, și asta nu trebuie să ne îngrijoreze, nu putem identifica incidente critice în viața acestor pacienți. Ei au avut o copilărie ok, stabilă, mulți dintre ei fără probleme. E adevărat, există și contraargumente, există și cazuri care nu confirmă această ipoteză. Dar există momente în care această perspectivă genetică se pare că este extrem de interesantă și de importantă. Bun, după aceea știm foarte bine că există cumva niște gene glutaminergice care sunt extrem de pomenite în partea legată de TOC și sunt mai multe studii care arată faptul că există acei loci care sunt diferiți în TOC comparativ cu populația non-clinică. Un alt lucru foarte important arată faptul că, bineînțeles, partea legată de această influență serotoninergică, catecholaminergică și glutamaninergică este implicată din nou în partea legată de TOC. Dar cel mai important mie mi se pare ultimul punct. Eu cred că, de fapt, dincolo de această abordare genetică, care este importantă și care este de-abia la început, ultima parte este cea mai importantă. Cu alte cuvinte, am avut pacienți cu care am lucrat și care nu și-au identificat nici măcar un incident critic, dar în schimb au prezentat o infecție cu streptococ beta-hemolitic de tip B în copilărie. Ceea ce se pare că studiile astea spun, că în momentul în care există pacienți care au acest tip de infecție, da, sau care mai prezintă cumva febră reumatică, pot rămâne cu simptome din TOC. Așadar, din perspectiva mea, și nu doar a mea, ci în baza studiilor prezentate, TOC-ul are o foarte mare influență biologică. Nu putem vorbi doar despre niște determinanți psihologici. Da, bineînțeles, aceștia sunt cei care potențiază din mediu. Incidentele critice, problemele de viață, divorțurile, pierderea locului de muncă. Dar uitați-vă cum arată partea genetică. Nu o putem ignora. Și studiile probabil în viitor vor face lumină în aceste perspective legate de partea genetică. Bun, acum, dacă ne uităm la celebrele polimorfisme, știm foarte bine că în partea de psihiatrie, și îi rog pe colegii psihiatri să nu se supere pe mine, da? Știm foarte bine că în partea de psihiatrie diagnosticul este extrem de disputat. Din ce motiv? Pentru că așa cum Organizația Mondială a Sănătății afirmă, de fapt, pentru a putea discuta despre o boală, avem nevoie de cel puțin un marker genetic. E o condiție, adică nu poți discuta despre o boală când ai un marker genetic. Ok, cu alte cuvinte, marker genetic poate să fie o genă candidat sau un polimorfism, da? Bun. Problema este că în psihiatrie, în acest moment, nu avem prea multe polimorfisme asociate. Inclusiv acest studiu indică faptul că între persoanele cu tulburare obsesiv-compulsivă și persoanele care nu prezintă tulburare obsesiv-compulsivă, nu există diferențe din perspectiva distribuției polimorfismelor. Sunt cam aceleași. Cu toate acestea, există niște mici diferențe. Dacă ne uităm puțin la alela 10R, dar la bărbați, aceasta este percepută în prezent și reprezintă, de fapt, un factor protectiv în dezvoltarea TOC-ului. Deci, cu alte cuvinte, bărbații care au această alelă 10R sunt mai puțin predispuși spre a dezvolta TOC. Cu alte cuvinte, alela T839C per T a fost asociată semnificativ statistic cu scorurile obținute de către pacienți la scala de simptome. Și nu în ultimul rând, dacă ne uităm puțin la aceste polimorfisme DAT1, ele sunt asociate cu sistemul dopaminergic în tulburarea obsesiv-compulsivă. Încă o dovadă că partea biologică este extrem de prezentă în tot ceea ce înseamnă până la urmă tulburarea obsesiv-compulsivă.
Acum, bineînțeles, nu trebuie să luăm aceste lucruri ca pe niște, să spunem așa, studii extrem de elaborate, în așa măsură încât nu le mai putem dezbate și nu le mai putem pune la îndoială. Ele ne spun că ceva este acolo, că există niște diferențe. Nu putem să afirmăm că am descoperit sau că ei au descoperit până la urmă acest studiu aceste polimorfisme asociate tocului sau acele gene candidate asociate cumva tocului. Bun. Și dacă ne uităm puțin la perspectiva diagnostică, nu o să insist prea mult asupra acestei perspective, doar vreau să trec un pic prin ea ca să lămurim ce e cu tocul ăsta până la urmă. Da? Păi, în primul rând, până la DSM-4 și inclusiv în DSM-4, tocul era inclus în tulburările de anxietate. Perspectiva DSM-5-ului vine și face cumva face o diferență. În sensul în care, dacă stăm să ne uităm puțin din practica clinică, observăm că acești pacienți au două elemente foarte importante. 1. Anxietatea foarte ridicată. 2. Un nivel extrem de ridicat al responsabilității. Dar, dacă ne uităm puțin la cazurile severe, observăm faptul că în cazurile severe, insight-ul dispare. Deci, cu alte cuvinte, atunci apare tulburarea delirantă și pacienții pierd contactul cu realitatea. Dar astea sunt, de fapt, excepțiile și nu regula. Regula este că pacienții cu TOC, până la urmă, prin terapie cognitivă și comportamentală, prin medicație, reușesc în mare parte să depășească aceste momente. Acum, dacă ne uităm puțin la ce înseamnă, de fapt, și care sunt alte tulburări subiacente cumva tocului, observăm faptul că în DSM-5 mai apar și tulburarea disfomofobică, tricotilomania, dar și două noi tulburări, colecționarismul și tulburarea de excoriație. Deci, cu alte cuvinte, au fost incluse într-un singur corp toate aceste tulburări care sunt cumva subiacente cumva tulburării obsesive și compulsive. Bun, cu siguranță cu toții știți aceste criterii de diagnostic. Ideea este că dacă ne uităm puțin la obsesie, le pot fi definite ca niște gânduri intruzive. De multe ori pacienții spun, ok, stăteam, nu făceam nimic și mi-a venit în minte cum ar fi dacă mi-aș omorâ copiii sau cum ar fi dacă m-aș arunca de la etaj sau ce ar fi dacă mi-aș tăia venele și așa mai departe. Deci gândurile apar din senin, fără să fie preocupați de ceva sau, atenție, mai pot apărea și în relația cu stimulul. De exemplu, cineva care are niște obsesii legate de mizerie, în momentul în care se află într-un loc care este în care este destul de multă mizerie, în acel moment automat obsesiile încep cumva să fie recurente. Bun, ceea ce este foarte important este faptul că persoana încearcă să își reprime în primă fază. Și aici vreau să discut despre două elemente importante. Primul element, întotdeauna când apar gândurile acestea intruzive, primul element pe care îl fac sau îl folosesc oamenii sau primul proces este supresia. Deci, cu alte cuvinte, încearcă să suprime gândurile. Asta nu-i ajută până la urmă, pentru că noi știm foarte bine, în momentul în care încerci să suprimi un gând, în loc ca acel gând să scadă în intensitate, el crește cumva exponențial. După aceea, nu reușesc să facă față supresiei. Ce fac? Încep să folosească neutralizări mentale. Înlocuiesc un gând, de exemplu, o să-mi omor copiii, cu gândul nu, eu îmi iubesc copiii. Neutralizarea mentală nu funcționează, pentru că, de fapt, pacientul, chiar dacă reușește să-și cadă nivelul de anxietate, responsabilitatea rămâne acolo. De ce gândesc în acest fel? Ceva e neregulă cu mine? Sunt bolnav? Am o problemă? Sunt nebun? Și așa mai departe. Da? Ok. După aceea, dacă ne referim la compulsii, conform teoriei cognitive și comportamentale, de fapt, compulsiile vin ca urmare a detresei emoționale simțite de către pacient și prin aceste ritualuri sau compulsii, ei își descarcă cumva anxietatea. Bun. Ceea ce trebuie reținut este faptul că, până la urmă, pacienții pot să petreacă foarte mult timp cu compulsiile. Și dacă mergem cumva la acea scală, la Yale Brown, nu? Care este golden standard în evaluarea tocului, observăm faptul că, de multe ori, unii dintre ei stau și câte 6 ore făcând compulsii. Se spală pe mâini, fac dușuri, se roagă în momentul în care apar anumite gânduri, folosesc alte comportamente de asigurare, sună imediat pe cineva din familie și întreabă, ok, sunt ok, sunt nebun, am înnebunit, e ceva în regulă cu mine. Toate sunt niște comportamente normale ca urmare a anxietății foarte puternice pe care o resimt. Da? Bun, ceea ce trebuie să știm este faptul că, așa cum am zis, nu putem discuta despre o tulburare obsesiv-compulsivă dacă nu există o afectare marcantă a funcționalității pacientului. Cu alte cuvinte, pacientul trebuie să fie afectat, să nu mai poată să meargă la serviciu, să nu mai poată să interacționeze cu ceilalți, să nu-și mai petreacă timp în familie, ci mai mult izolat. Deci trebuie să avem o detresă semnificativă și o afectare semnificativă a funcționalității în rolurile sociale, profesionale și așa mai departe. Da? Bun, prevalența este undeva între 2,3% și chiar dintre ei, până la urmă, dintre acești pacienți, 1,2 respectă prevalența pentru o perioadă de 12 luni de zile. Acum, ideea este următoarea. Procentul este foarte scăzut și adevărat. Dar,
Dacă ne uităm un pic la pacienții cu TOC, există pacienți care vin în terapie și care după 3-4 luni de zile nu mai au aceste gânduri. Există pacienți care vin în terapie și ei urmează terapie pe termen lung pentru că recăderile sunt prezente și pentru că chiar dacă ei habituează cu aceste gânduri, până la urmă tulburarea a devenit cronică. Ceea ce este important de reținut este faptul că noi trebuie să căutăm niște soluții pentru a-i ajuta în așa măsură încât ei să depășească aceste momente. Iar partea legată de intervenție până la urmă este... Și aici mă refer la intervențiile psihologice, dacă mergem doar la medicație, efectul nu o să fie atât de eficient. Cu alte cuvinte, în TOC, la fel ca și în depresia severă, o abordare eficientă este combinarea dintre medicația antidepresivă, anxiolitică și psihoterapia cognitivă și comportamentală. Dacă ne întoarcem un pic în spate și ne gândim la medicație, gândiți-vă că în foarte multe cazuri de TOC sunt prescrise antipsihotice. Și mă refer aici la cazurile severe, pentru că de fapt acolo unde limita dintre realitate și ficțiune este foarte subțire, trebuie să ajutăm cumva pacienții și pe partea biologică și iarăși mă întorc la partea biologică care este foarte importantă și este de luat în seamă. Da? Bun, dacă ne uităm puțin la comorbidități, așa cum am zis încă de la început, există cumva mai multe tipuri de comorbidități asociate atât cu tulburările de anxietate, cât și cu tulburările depresive în special, dar mai sunt și alte tulburări legate de tulburările legate de controlul impulsurilor și consumul de substanțe. Bun. Ce este important? Este important să monitorizăm îndeaproape pacientul. Să ne dăm seama de fiecare dată că pot exista cumva situații în care acesta nu își poate gestiona foarte bine anxietatea, responsabilitatea, teama și în acele momente, și mă întorc din nou și cum veți vedea și în prezentare, mă întorc din nou la această abordare flexibilă în care nu trebuie să lucrez doar pe simptom, ci poate uneori trebuie să lucrez pe problemele interpersonale. Pentru că în familie, membrii familiei de cele mai multe ori poate nu mai acceptă acest comportament. Imaginați-vă că trăiți cu o persoană care se spală de 100 de ori pe mâini pe zi. Sau imaginați-vă că trăiți cu o persoană care vă întreabă de 500 de ori dacă e nebun sau nu e nebun. Da? Ok, e foarte dificil pentru familie și atunci de multe ori este important să monitorizăm pacientul, dar este foarte important să implicăm și familia în procesul terapeutic. Familia poate fi folosită de multe ori ca un fel de coterapeut, să nu-i mai acorde feedback pacientului și fac asta de foarte multe ori. De foarte multe ori chem membrii familiei și le explic de fapt ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă. Pentru că ei de obicei asta fac. În familie caută mecanisme de asigurare și de reasigurare și de evitare, lucru care până la urmă le menține problema și nu le-o rezolvă. Pentru că dacă tu la nivel comportamental nu încerci să schimbi ceva, da, acest comportament va rămâne cumva ca un pattern și odată cu trecerea timpului va fi din ce în ce mai dificil de schimbat. Bun, acum am vorbit despre diagnostic, despre partea genetică, ajungem la partea practică, că asta ne omoară, că teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Ok, bun, păi în partea practică e foarte simplu. E o poveste să cred că de fapt în TOC o să am nevoie de o singură conceptualizare. Poate pe simptom, poate pe obsesie, poate pe o compulsie. Dar TOC este o problemă complexă care implică foarte multe alte comorbidități. Drept urmare, nu am cum să rezolv o problemă, și mă refer la partea de psihoterapie, atât de complexă, abordând-o cumva unilateral. Așadar, ceea ce e foarte important să rețin este faptul că eu va trebui să lucrez cu pacientul meu prin golden standard, da? Deci acel standard de aur, care reprezintă baza tratamentului în tulburarea obsesiv-compulsivă și anume expunere cu prevenția răspunsului. Da? E o tehnică comportamentală până la urmă. Ok. Dar acum haideți să vă dau o cifră. Studiile indică faptul că doar 30% dintre pacienți acceptă să se expună prin această metodă terapeutică. Din ce cauză? Pentru că este foarte disconfortabilă. Și atunci ideea este că, având în vedere aceste lucruri, oare nu cumva mă întreb, dacă eu dezvolt o relație terapeutică bună cu pacientul meu, dacă eu rezolv niște procese care sunt acolo și de care nu era conștient pacientul până la urmă și îl scot cumva din această parte de evitare experiențială și îl ajut cumva să se confrunte cu propriile frici, cu propriile obsesii, cu propriile nemulțumiri, cu propriile comportamente disfuncționale, nu cumva e mai eficient decât a merge liniar într-o singură conceptualizare și a lucra cumva după o singură metodă? Ba da, pentru că până la urmă nu putem separa aceste tulburări între ele. Este unul la mână, doi la mână. Mă focusez foarte mult pe conținut și scap din vedere contextul până la urmă. Pentru că, de fapt, omul ăsta despre care vorbim și pe care îl tratăm locuiește într-o anumită zonă, interacționează cu anumiți oameni, are anumite probleme. Așa cum am specificat și anterior, de ordin interpersonal. De urmare, este foarte important să am grijă la aceste aspecte.
Și având în vedere aceste lucruri, este foarte clar că aceste abordări transdiagnostice sunt din ce în ce mai folosite, exact pentru a evita această situație de suprapunere diagnostică și de încărcătură inutilă a conceptualizării și a planului de tratament, fără a surprinde de fapt anumite lucruri. Și vă dau un exemplu. Un studiu publicat în 2015 arată faptul că 51% dintre medici generaliști din UK, în momentul în care au avut un pacient în fază care prezenta TOC, n-au identificat corect TOC-ul, deși ei mai trataseră cazuri de TOC anterior și, de asemenea, aveau training-uri făcute până la urmă pe a identifica TOC-ul. Deci, în opinia mea, TOC-ul este o tulburare care de multe ori se confundă și am avut cazuri în cabinet în care anumiți medici sau colegi psihologi au confundat TOC-ul cu psihoza. Din ce motiv? Pentru că ele sunt foarte asemănătoare. La niveluri intense, TOC-ul poate semăna foarte mult cu tulburarea delirantă. Așadar, foarte mare grijă, pentru că în studiul respectiv la care fac trimitere, s-a specificat faptul că pacienții cu TOC au fost diagnosticați cu pedofilie. Pentru că ei aveau niște imagini recurente, da, sexuale, destul de violente până la urmă, și atunci medicii au spus, ok, e pedofil. Sau au fost confundate cu psihoza, cum am zis anterior, și așa mai departe. Este foarte important să fim atenți. Nu uitați, de foarte multe ori în TOC nu există o contraargumentație sau nu există o rezistență atât de acerbă la contraargumentație. Există un da, dar. Asta este altceva. Da? Ok, bun. Mai departe. De multe ori este foarte dificil să facem o diferențiere foarte clară între ceea ce înseamnă până la urmă TOC-ul sau tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, pentru că ambele au în vedere sau au în mijloc partea legată de responsabilitate. Și iarăși o confuzie pe care o văd foarte des făcută și de către colegii mei care sunt în supervizare și de alți pacienți care ajung până la urmă în terapie, este faptul că uneori această tulburare de personalitate este obsesiv-compulsivă este confundată cu TOC-ul sau viceversa. Deci, din nou, un aspect foarte important, nu înseamnă că dacă este responsabil, e ori una, ori alta. Trebuie foarte bine separate lucrurile. Și atunci e nevoie să folosim atât interviuri clinice, cât și scale de autoaplicare. Bun, un alt lucru care este important și care este un cor comun între TOC și TPOC este perfecționismul rigid. Îl vedem și în TOC, îl vedem și în TPOC. Dar, până la urmă, există diferențe nosologice extrem de importante și atunci este foarte important să ne focusăm pe proces. Nu ne mai interesează dacă e TPOC, dacă e TOC, ceea ce este foarte important, atunci când identificăm acest perfecționism, începem cumva să-l dezbatem și să-l abordăm prin diferite tehnici, în așa măsură încât să modificăm, cu alte cuvinte, această tendință de control a mediului fizic care apare cumva în permanență. Bun. Ok. Despre asta am vorbit. Și haideți să vorbim puțin despre evaluarea clinică foarte rapid, după care intrăm în studiu de caz, mai avem 35 de minute. Sunt mai multe teste sau chestionare, interviuri pe care le putem folosi. Eu vă recomand Yale Brown, este cel mai, din perspectiva mea, este chestionarul și nu numai din al mea, și din perspectivă psihometrică, este chestionarul care surprinde foarte bine atât partea legată de compulsii, cât și partea legată de obsesii și de asemenea este un chestionar care până la urmă nu doar că ne arată cum, care este scorul, care este intensitatea problemei, ci ne arată și dacă acele obsesii au fost prezente în prezent sau în trecut, sau sunt prezente în momentul de față sau în trecut. Da? După aceea, PDSQ iar este o alegere foarte bună, SHID-urile sunt iarăși foarte bune. De ce mă refer la SHID? Pentru că este important să vedem dacă există cumva și o tulburare de personalitate pe axa 2, pentru că asta poate perturba semnificativ procesul terapeutic. Și în ultimul rând, este foarte important să merg cumva și pe evaluarea cognitivă a insight-ului, adică trebuie să-mi dau seama dacă pacientul meu are sau nu are insight. Pentru că dacă vorbim despre TOC, pot apărea cazuri severe în care pacientul să piardă cumva contactul cu realitatea. Din perspectiva proceselor, putem să folosim chestionarul gândurilor automate, putem să folosim scale de atitudini disfuncționale, chestionarul fuziunii cognitive, chestionarul valorilor de viață, chestionarul acceptării. Sunt multe lucruri pe care le putem folosi și putem combina, de fapt, intervențiile de val 2 cu intervențiile de val 3 pentru a avea o idee mult mai clară asupra ce se întâmplă cu pacientul meu. Și acum intrăm în studiul de caz, pentru că sunt multe de vorbit și aici. Și vreau să vi-l prezint pe Claudiu, da? Care este un tânăr de 24 de ani, care are studii superioare, care provine într-o familie biparentală, de părinți intelectuali, mai are un frate. Și dacă ar fi să ne uităm puțin la felul în care își percepe, felul în care a fost educat, există acolo niște elemente extrem de hipercritice și de hipermoralizatoare
în cazul tatălui în special, dar și în cazul mamei până la urmă. Chiar dacă mama sa era o persoană pe care o percepe ca fiind ok, în mare parte afirmă că era destul de hipermoralizatoare. Trebuie să faci totul bine, trebuie să fie ok, trebuie ca toate să fie făcute așa by the book, etc. Acum noi știm foarte bine că acest trebuie de mare bătăi de cap, mai ales atunci când este folosit cumva într-un sens neadecvat. Dar dacă ne uităm puțin la pacient, el s-a adaptat foarte bine, are și o relație stabilă cu o prietenă cu care este împreună de 3 ani de zile, cu fratele lui are o relație foarte bună, deci cu alte cuvinte, nu putem să spunem că în afară de faptul că a trăit într-o familie extrem de individualistă, care a pus accentul mai mult pe nevoile individuale ale fiecărui membru decât pe interesele tuturor membrilor din familie, nu putem să spunem că există niște incidente critice care să ne dea de gândit că ar fi o problemă foarte mare legată de traumă sau de alte lucruri de această natură. Bun, când apar primele probleme, de fapt? Păi primele probleme apar în momentul în care trebuie să susțină licența. Și aici este un episod care pare amuzant, nu este, de fapt. Este un episod în care mergem împreună cu prietenii lui la o bere, cu colegii lui, și la care unul dintre ei afirmă că ok, bă, vă știți că dacă, până la urmă, dacă înveți prea mult, o iei razna și nebunești. Și, na, câți nu s-au sinucis pentru chestia asta, da? O glumă făcută de unul dintre colegii lui declanșează, de fapt, până la urmă, aceste obsesii care la început iau forma interesantă, iau forma anxietății. Deci la început erau doar niște gânduri, le percepea doar ca pe niște gânduri, da? Își punea întrebări. Ceea ce este foarte interesant aici este faptul că aceste obsesii nu au fost însoțite de compulsii. Lucru care pe noi, că terapeuții până la urmă, ne îngrijorează, pentru că e mult mai greu să lucrezi în momentul în care un pacient are doar obsesii și nu are și compulsii. Gândiți-vă că toată sfera comportamentală, inclusiv exprimarea cu prevenirea răspunsului, cam greu mai aplici pe cineva care nu are compulsii. Cu toate acestea, dacă ne uităm puțin la un eveniment iarăși care este de menționat, în timp ce mergea cu mașina pe autostradă, îi vine din senin, îi vine un gând. Dacă trag stânga și intru pe contrasens și mă sinucid, oare cum o fi? Din nou, da? Dacă. Deci dacă ar fi să facem așa să punem un semn de egal între toc și un cuvânt folosit așa în mod repetat, acesta ar fi cuvântul dacă. Da? Deci o diferență foarte mare conceptuală pe care o puteți face la nivel semantic între psihoză și toc este faptul că pacienții cu toc spun dacă. Pacientul cu psihoză merge la certitudini, nu are de fapt niciun fel de dubiu, sare la concluzii și este foarte rezistent la contraargumentații. Pe când pacientul cu toc, el vine și spune da, dacă fac asta, dar dacă, da, dacă și așa mai departe. Da? Ok? Bun, bineînțeles, la nivel de interpretare a zis gata, sunt clar, din cauza învățatului am înnebunit, s-a terminat cu mine. Psiatrie, secția închisă, balamuc, la revedere. Da? Deci cu alte cuvinte, mai rău. Dacă nu ajung la balamuc, dacă mă sinucid. Da? Și în acest moment este momentul în care are dificultăți în a învăța, are dificultăți în a se concentra. Este urmărit de aceste gânduri. Oricum, prin supresie, până la urmă, încearcă cumva să le țină sub control. Un medic de familie îi spune, a, e stresat. Ia acolo niște stres chin complex, valeriană și cu asta basta. Da? Deci, cu alte cuvinte, apare îngrijorare legată de faptul că ar putea să-și piardă licența, dar cu toate acestea, până la urmă, depășește cumva cu dificultate, afirmă el, acel moment. Nici nu mai vreau să mă gândesc la acest moment sau la acel moment. Da? Ok, bun. Treci examen. Lucrurile păreau că sunt ok, că încet, încet revin la normal. Da? Când la un moment dat, traversând cu mașina un pod, ce apare în minte? Da? Din nou, cum ar fi dacă? Deci, din nou, avem cuvântul dacă. Cum ar fi dacă aș opri mașina pe pod? M-aș da jos și m-aș arunca de la înălțimea aceasta în apă. Deci, cu alte cuvinte, cum ar fi dacă îmi pierd controlul, dacă mă sinucid? Da? Teama de pierderea controlului. În acel moment au explodat atacuri de panică și a început să facă atacuri de panică recurente. Da? Și aici avem tot. Tahicardie, derealizare, depersonalizare, depresie abdominală, durere precordială. Deci tot tabloul specific atacului de panică îl putem găsi, cu alte cuvinte, foarte clar evocate către pacient. Pe acest fond, până la urmă, gândindu-se că de fapt și-ar putea face rău, gândindu-se de fapt că ar putea să nebunească, să-și piardă controlul, devine din ce în ce mai atent, devine din ce în ce mai preventiv, începe să folosească mijloace de evitare, nu mai învață, nu mai merge cu mașina, se ferește de orice stimul care îi poate declanșa cumva din obsesiile. Obsesiile îi vin în cap și când este acasă și când merge pe stradă și în prezența stimulului și în absența stimulului, pentru că de fapt asta este obsesia. Dacă am vorbit despre o anxietate care apare doar în prezența stimulului, vorbim despre fobie. Dacă stimulul nu există și într-una aceste gânduri vin,
vorbim despre tulburare obsesiv-compulsivă. De asemenea, atenție foarte mare, aceste gânduri nu erau îngrijorări. N-aveau nimic de a face cu conținutul. Îngrijorările veneau ca un fel de meta-analiză, ca un fel de metacogniție asupra gândului primar. Cu alte cuvinte, știți foarte bine că există cumva și abordări care merg pe metacogniții legate de aceste gânduri pe care pacienții le au. Bun, și ce face? Păi începe să facă supresia gândului, respinge un gând, da, când apare, încearcă să înlocuiască gândul negativ cu un gând pozitiv de fiecare dată. Și ce spune? Dacă mă gândesc că nu o să mă sinucid, nu o să mă sinucid niciodată. Neutralizare mentală. Înlocuiește un gând negativ cu unul pozitiv. Da? Și, bineînțeles, atacurile de panică, în loc să slăbească în intensitate, devin din ce în ce mai prezente și din ce în ce mai prezente. Acum, dacă ne uităm puțin la factorii precipitatori, da? Observăm faptul că există niște factori predispozanți înăscuți. Deci, cu alte cuvinte, nu putem ignora această parte și ne referim la trăsurile de personalitate. Imaginați-vă cum e să crești într-un mediu hipercritic, hipermoralizator. Da? Și, de asemenea, tatălui a avut un episod de depresie. Își amintește că tatălui a avut un episod de depresie în antecedente. Deci, cu alte cuvinte, aceștia sunt factorii înăscuți, factorii vulnerabili. Declanșatorii: examenul de licență, supra-solicitare nervoasă, supra-implicare, standarde foarte ridicate. Da? Factorii de menținere: tot ce înseamnă comportament de evitare. Toate comportamentele de evitare și de reasigurare mențin cumva nivelul de distres, mențin cumva obsesiile, mențin cumva mecanismele de protecție, hai să zicem așa, folosite ca mecanisme de coping disfuncționale. Factorii de agravare, și aici e ceva foarte important, avem de a face cu o tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă. Este unul dintre cele mai dificile cazuri cu care am lucrat, pentru că am avut dublă încărcătură și pe axa 1 și pe fost axa 2. Deci, cu alte cuvinte, vă dați seama ce nivel de perfecționism era aici și ce nivel de perfecționism există în cazul acestui pacient, care întotdeauna, chiar dacă restructuram, chiar dacă lucram pe procese din ACT, prin procese din schema terapiei, nu conta. Pentru el, până la urmă, exista întotdeauna întrebarea: da, dacă eu sunt în aia 1%, dar tot timpul acest perfecționism îl făceau să-i fie o teamă foarte mare că își va pierde controlul, că își va pierde, până la urmă, să zic așa, luciditatea și că va comite, se va sinucide el sau va intra cu mașina cineva sau va omorâ pe cineva și așa mai departe. Da? Bun, dacă ne uităm până la urmă la tablou clinic, așa cum știți foarte bine, în TOC, după TOC, primul lucru care apare este atacul de panică. Ăsta este primul care vine la pachet. Atacurile de panică în cazul lui erau recurente și din cauza faptului că el a persistat o lună, două și așa mai departe în această situație, încet, încet a început să se instaleze depresia. Insomnie de debut medie și tardivă, pierderea interesului pentru lucruri care îi plăceau, tristețe, dezamăgire, deznădejde, da, anhedonie, toate însoțite și de somatizări, până la urmă și în acest caz simte că nu mai poate face față situației și merge la un medic psihiatru care îl consultă până la urmă și prescrie un tratament cu sertralină, 200 de miligrame, doza maximă, se prescrie, e tratamentul clasic în TOC, și Xanax 0,5-0,5, 1 mg pe zi, deci cu alte cuvinte aproape jumate din doza maximă, din câte mi-a explicat medicul psihiatru. Ok, deci cu alte cuvinte, medicul îi recomandă și terapie pentru că îi spune ok, în felul în care arată lucrurile, ai nevoie să vorbești cu cineva. Și vine în terapie. Și uitați-vă cum arată evaluarea lui până la urmă. Deci, cu alte cuvinte, a fost nevoie de evaluare complexă, pentru că având în vedere complexitatea problemei și având în vedere felul în care arătau de fapt lucrurile în cazul lui, bineînțeles că a fost nevoie să evaluăm și să investigăm toate arile, începând de la partea de dispoziție, mergând mai departe cu partea de personalitate și terminând, cu alte cuvinte, cu partea de proces. De ce e nevoie să facem asta? Pentru că e foarte simplu. Nu ne putem juca, nu știm niciodată, toc-toc, dar dacă este și o depresie asociată, putem avea până la urmă niște simptome depresive care se arată destul de rău și să poată să apară în aceste cazuri, inclusiv ideația autolitică, ceea ce complică foarte mult tabloul clinic. Ok. Diagnostica teoretic, până la urmă vorbim despre o tulburare obsesiv-compulsivă, comorbidă cu tulburare de panică și episod depresiv major, pe axa, fost axa 2. Mie îmi place foarte mult chestia asta cu axele, avem o tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă. Da, bun. Cred că este clar pentru toată lumea cam cum arată acest caz. Deci imaginați-vă că avem așa de multe tulburări încât e imposibil să mergem pe o singură abordare. Și aceasta este conceptualizarea pe care am realizat-o în cazul lui. Da? Ăsta este un model al lui Hoffman și Beck, Hoffman și Hayes,
Pardon? Așa, și se referă la câteva lucruri importante. E adevărat, am adăugat și ceva din bec, pentru că a trebuit să fie cumva o chestie integrativă și vreau să începem cu începutul. Cu alte cuvinte, întotdeauna în aceste tipuri de conceptualizări bazate cumva pe proces, ne referim întotdeauna la un proces de mediere. Cine pe cine intercondiționează? Cine pe cine integrează? Cine cu cine se asociază sau se corelează? Da? Deci, cu alte cuvinte, vorbim despre o familie biparentală, un mediu familiar hipercritic. Asta este, de fapt, prima parte la care trebuie să ne referim. Ce se dezvoltă cumva din această interacțiune? Păi din interacțiunea copilului cu mediul, el dezvoltă comportamente compensatorii de perfecționism, care sunt cumva în mare parte responsabile de apariția obsesiilor. Da? Pe un fond, bineînțeles, încălcat de un eveniment destul de stresant pentru pacient. Obsesiile, am fi tentat să mergem cu alte cuvinte către atacul de panică. Nu, mergem în jos. Obsesiile declanșează niște îngrijorări legate de faptul că ar putea să nebunească. Îngrijorările, până la urmă, vin din cauza faptului că el deja are niște credințe centrale de neajutorare, nu mă pot descurca în situațiile astea, ceea ce complică foarte mult tabloul clinic, pentru că credințele acelea centrale mențin comportamentele compensatorii de supracontrol. Ceea ce înseamnă că în momentul în care acest pacient are credințele centrale, ele vor influența atât îngrijorările, cât și atacurile de panică recurente. Dar merg și pe cealaltă parte. Pentru că, de fapt, credințele centrale generează gânduri automate și scenarii catastrofice. Lucru care ce face? Conduce cumva la apariția depresiei, care menține gândurile automate negative. Dar obsesiile, mergând pe cealaltă parte, pe cealaltă mediere, obsesiile, cu alte cuvinte, în interacțiunea cu mediul, da, generează atacuri de panică. Atacurile de panică merg mai departe și generează ce? Depresie și comportamente de izolare. Motiv pentru care, din nou, atacurile de panică generează trei tipuri de comportamente, sau două tipuri de comportamente, de reasigurare și de evitare. Cu alte cuvinte, avem o conceptualizare combinată între o, hai să spunem așa, perspectivă. Și aici am înlocuit, de fapt, perspectiva sinelui pe care Hayes o descrie cu cea lui Beck legată de credințele centrale. Ok, dacă ne uităm un pic la acest model, este clar că aici știm cu ce să începem. Păi, în primul rând, cu ce putem începe? Ceea ce este în centru e atacul de panică, pentru că el, dacă ne uităm puțin, menține și obsesiile și depresia. Da? Vedeți, asta este abordarea diferită, pentru că într-o abordare clasică aș fi mers, cu alte cuvinte, pe un gând automat pe care l-aș identificat, care putea să fie o obsesie, care putea să fie o parte legată de depresie și așa mai departe. Din ce cauză încep cu atacul de panică? Pentru că atacul de panică, de fapt, menține obsesiile prin creșterea nivelului de distres. Știm foarte bine din practica clinică și știm foarte bine din studii că nivelul de obsesie, frecvența acestora, intensitatea crește odată cu exponențial cu evenimentul stresant. Drept urmare, atacul de panică este în centru, el trebuie modificat primul. Și după aceea mă ocup de celelalte procese, pentru că atacul de panică menține atât comportamente de evitare și de asigurare, cât contribuie cumva și la apariția depresiei, având cumva o interacțiune și cu partea de credințe centrale și de gânduri automat. Deci asta este foarte important, pentru că pe mine m-a ajutat extrem de mult acest model. Am știut cu ce să încep, mi-am reprezentat cumva grafic întregul caz și am știut care sunt pașii intervenției, fără să merg într-o zonă ambiguă sau fără să pierd timpul pe investigații suplimentare care cumva m-ar fi dus într-o zonă care poate zice, ok, și cum schimb acum? Și ce se schimbă? Am înțeles foarte bine, gând, emoție, comportament, și ce schimb acum? Da? Bun. Și haideți să vedeți un pic cum am lucrat. În primul rând am lucrat pe reevaluarea cognitivă. Atenție! Reevaluarea cognitivă nu e restructurare cognitivă. Restructurarea cognitivă face parte din reevaluarea cognitivă. Aici intră mai multe elemente. Adică, cu alte cuvinte, este foarte important și pe mine m-a ajutat foarte mult acest lucru, ca la început să lucrez clasic. Și am mers cumva într-o combinație dintre săgeata descendentă combinată cu partea legată de restructurarea cognitivă și interogarea socratică. Și cu alte cuvinte, am schimbat interpretarea, rostul pe care el îl acorda gândurilor. Dacă gândurile lui erau următoarele, sunt nebun, astea erau cogniții lui, sunt nebun, da? Sunt de internat, îmi pierd mințile, mă sinucid, am schimbat cumva rostul în care se spune, ok, pentru faptul că am TOC, este normal să gândesc în acest fel. Știu că de fapt TOC-ul nu este o problemă mentală, în mare parte este o problemă emoțională, care îmi influențează foarte mult felul în care percep de fapt realitatea. Deci un astfel de cognitive appraisal, până la urmă, contează foarte mult, pentru că ajută pacientul să normalizeze, de fapt, în primă instanță, gândurile pe care le are. Bineînțeles că la atacul de panică, până la urmă, normalizând partea de obsesii, în momentul în care am lucrat în atacul de panică, am stabilit faptul că el este hipervigilent și că, de fapt, își urmărește foarte rapid gândurile pe care le percepe ca pe niște amenințări. Când își percepe gândurile ca pe niște amenințări,
emoțiile, până la urmă, generează o modificare a părții fiziologice. Când crește partea fiziologică, el se focusează foarte mult pe interpretări catastrofice. Uite, pățesc ceva, clar, nebunesc, îmi pierd controlul. În momentul în care partea fiziologică crește și mai mult și devine hipervigilent. Motiv pentru care din nou identifică un alt gând, motiv pentru care din nou reia cumva întregul ciclu. Deci, cu alte cuvinte, aceasta este prima parte de reevaluare cognitivă foarte importantă, nu doar în TOC, ci într-o multitudine de alte tulburări. Concomitent, atenție, concomitent, da? Pe tot parcursul terapiei am lucrat pe modificarea credințelor centrale. Este foarte important să ne dăm seama că, de fapt, la bază, dacă ar fi să explicăm vulnerabilitatea cognitivă printr-o propoziție, printr-o credință, aceasta ar fi: nu pot să mă descurc, sunt neajutorat. Cu alte cuvinte, pe tot parcursul terapiei, prin tehnici cum ar fi analiza credințelor, revizuirea istorică a credințelor, prin revizuirea istoricului de viață, sau prin tehnici de rescriere prin imagerie dirijată, imagery scripting, am modificat aceste credințe centrale care erau extrem de puternice în cazul pacientului nostru. Da? Un alt lucru important este legat de fuziunea cognitivă versus difuziunea cognitivă. Și vreau să vă spun că, nu doar în acest caz, în foarte multe cazuri m-am potmolit în momentul în care am discutat și am dezbătut gândurile automate negative. Ceea ce a ajutat foarte mult în majoritatea cazurilor de TOC a fost această difuziune cognitivă. Faptul că oamenii au înțeles că aceste gânduri, de fapt, aceste obsesii, sunt doar niște gânduri în esență și că sunt doar niște iluzii și nu sunt niște adevăruri absolute, a contat enorm de mult. Pentru că pentru ei a gândi înseamnă a face. Simplu fapt că un pacient cu tulburare obsesie compulsivă se gândește o să nebunesc, este ca și cum deja ar fi nebunit. Ei, această difuziune cognitivă în care ei au devenit mult mai flexibili în gândire, și mă refer la pacientul meu în special, dar mă refer și la alți pacienți cu care m-am împotmolit, pentru că efectiv nu mai aveam contraargumente pe care să le ofer, erau așa de înhibați, așa de rigizi, încât nu mai puteam efectiv să găsim alte contraargumente. Ei, această perspectivă în care ei își observau gândurile, în care prin folosirea metaforilor, prin folosirea analogiilor, i-am așteptat să înțeleagă că, de fapt, gândurile sunt doar gânduri și nu adevăruri absolute, a fost un element central al intervenției. Pentru că, da, uneori, din păcate, ne întoarcem la același tip, la același pattern de gândire și îl reluăm și reluăm încercând, de fapt, să ajutăm pe pacienți să facă față și să își ofere cumva explicații pentru gândurile pe care le au. Dar în momentul în care gândurile sunt prea puternice, singura variabilă, singurul lucru care funcționează este observarea gândurilor și normalizarea lor prin a le considera doar gânduri și nu adevăruri absolute. Da? Ok, la nivel de intervenții comportamentale. Aici am lucrat foarte mult pe partea de intervenții comportamentale, dar am folosit atât expunerile in vivo cât și cele in vitro. Și vreau să vă spun câteva lucruri legate de expunerile comportamentale. La început, care a fost de fapt protocolul? La început am început să lucrez cu el prin scrierea unui scenariu paroxistic, unui scenariu catastrofic. L-am rugat să elaboreze împreună cu mine un scenariu în care vom implica toate obsesiile lui și toate lucrurile care țin până la urmă de cele mai negre predicții pe care le poate face. După ce a elaborat acest scenariu, l-am rugat să sublinieze toate cuvintele care pentru el au semnificație și generează anxietate. De fapt, în acest fel am identificat împreună cu el triggerii, pentru că el nu realiza. De fapt, nu realiza faptul că în momentul în care apare un cuvânt, acel cuvânt are o semnificație pentru el și generează cumva o încărcătură afectivă negativă. În momentul în care a subliniat triggerii, da? Și a înțeles de fapt care sunt triggerii, următorul pas pe care l-a făcut a fost, în următoarea ședință, să elaborăm un scenariu în care l-am expus de fapt la cei trigger pe care el i-a relatat în prima ședință. Ok, în scenariu, prima oară am direcționat eu scenariul, le-am povestit cumva de la A la Z, bineînțeles era un scenariu în care nebunea, ajungea la psihiatrie, sub cheie, acolo era luat de medicul de gardă, etc., etc. După care l-am rugat să evoce el singur. Să vedeți, și cu siguranță cei care lucrați în psihoterapie știți lucrul ăsta, de multe ori când pacienții fac a doua evocare, îndulcesc foarte mult scenariu. A, și n-am ajuns la psihiatrie, pentru că stau cu ochii închiși și zic, a, n-am ajuns la psihiatrie, de fapt m-au dus la UPU. Nu, te-au dus la psihiatrie. Da? Deci noi intervenim pentru a modifica cumva, pentru că mintea se apără. Și atunci aici generează tot felul de conținut care să fie un pic mai moi, așa, mai acceptabile. Iar ultima oară ceea ce am făcut cu el, l-am pus să-și înregistreze cumva expunerea pe telefon și să asculte de 3 ori pe zi, de fapt, dimineața la prânz și seara, acea expunere pe care singur a înregistrat-o. După care am schimbat conținutul scenariilor. Și ultima fază a fost că l-am dus la psihiatrie și l-am expus in vivo
în spital de psihiatrie, mergem frumos cu el în faza clinicii, așteptăm puțin, ok. Haideți să intrăm un pic acum pe hol, am intrat frumos pe hol, unde este acum anxietatea? Păi este cumva la 80, la 90, ok, la ce vă gândiți acum? Pardon, deci intervenția clasică, în așa măsură încât am urcat cu el până la etajul 1, colegii mei psihiatri știu la ce mă refer, da, am stat așa frumos, am observat pacienții, bineînțeles, anxietatea era foarte mare, avea reacții vegetative până la urmă, să vă imaginați că un om care are astfel de obsesii reacționează foarte intens la un astfel de scenariu, dar l-am pregătit foarte bine înainte. Consider că acesta a fost momentul, nu? Pentru că a fost de fapt o expunere graduală combinată cu expunerea cu prevenția răspunsului, pentru că tendința lui era să fugă din clinică. Și am zis, da, haide să mai stăm un pic. Da, uite, mai stăm 5 minute. Hai, 5 minute, mai facem un efort împreună, 5 minute. Dar numai 5 minute, numai 5 minute. După 5 minute, da, mai stăm 2. Da, puteți, haideți că puteți, încă 2. Da, deci din nou, expunerea cu prevenția răspunsului, bineînțeles asta a contribuit foarte mult. Am mai repetat după aceea, încă de 2 ori și în cabinet, schimbând scenariile pe care și le-am înregistrat, din nou expunere cumva la psihiatrie, în așa măsură încât să nu obțină doar o desensibilizare, ci mai important, să învețe ceva despre el. Să învețe că, de fapt, a te expune la acele obsesii, la acele gânduri până la urmă, reprezintă, de fapt, un mod prin care ajungi să reușești să le manageriezi. Și că, de fapt, emoțiile nu sunt periculoase, sunt doar niște emoții în definitiv. Ei, aceste tehnici ajută foarte mult și vă recomand să faceți aceste combinații între expuneri in vivo și in vitro, în așa măsură încât să reușiți cumva să-i așați pe acești pacienți. Bun, acum clar, el era într-o evitare experiențială cât casa, pentru că refuza să mai interacționeze cu ceilalți, era izolat social, era teamă că dacă iese din cumva din mediul lui aproape agorafobic, a spune eu, era teamă că dacă iasă din mediul lui va deveni din ce în ce mai anxios. Drept urmare, a fost foarte important și aici am implicat-o foarte mult pe iubita lui, am implicat-o în tratament, iar împreună cu ea, făcând diferite lucruri, până la urmă a început să se confrunte din ce în ce mai mult și în mod particular cu aceste temeri, a început să-și reia cumva activitățile, să-și caute până la urmă contracte, pentru că el lucra într-o firmă de IT și atunci depindea foarte mult de contractele externe și asta l-a ajutat foarte mult în așa fel încât să se confrunte cu aceste evitări experiențiale și să învețe până la urmă cum să le controleze. Da? Deci acceptarea până la urmă, această acceptare experiențială din nou a reprezentat un factor benefic până la urmă de, în tratament. Bun, dacă ne referim puțin la reglarea emoțională, aici am mers foarte mult pe emoții negative funcționale versus emoții negative disfuncționale. Mie mi se pare că funcționează foarte bine această explicație, chiar dacă este cumva cognitivă, mie mi se pare că ajută foarte mult pacienți să înțeleagă că de fapt nu orice emoție negativă este și disfuncțională. Există emoții negative funcționale, de exemplu îngrijorarea te obligă să performezi, da? Ok? Pe când frica te paralizează. Da? E o diferență între o emoție negativă funcțională versus o emoție negativă disfuncțională. Acest model din RBT mie mi se pare fenomenal, funcționează foarte bine, ei înțeleg că nu trebuie să le fie teamă, pentru că ce se întâmplă? Acești pacienți și după ce rezolvă o mare parte din partea legată de TOC, orice simptom fizic, orice trăire fizică, orice emoție, orice gând devine problematic. Și atunci trebuie foarte bine educați, cu ghilimele de rigoare, învățați, fie educați, că nu toate emoțiile sunt periculoase. Da? Bun. Sinele integrat versus sinele contextual. Aici fuziunea la el era imensă, adică cu alte cuvinte, eu sunt bolnav, sunt nebun, eu sunt tocul meu, voi deveni un bolnav cronic și mai departe. Deci cu alte cuvinte, acest sine integrat care îl făcea pe el așa să fie cumva prizonierul propriei minți și identificarea lui cu niște roluri care nu i-au aparțineau, a fost destul de problematică pentru că asta a condus, pe lângă evitarea experiențială, a condus și la evitarea socială. Ok, nu am valoare, nu mă pot descurca, nu fac față, apropo de gândurile pe care le aveam, această diferențiere în care, ok, tu ai un TOC, e o mare diferență în a fi o persoană bolnavă, pentru că așa nu există, de fapt, oamenii se identifică cu boala lor, tu nu ești o persoană bolnavă, tu ai un TOC, e o mare diferență. Așa cum sunt oameni care au reumatism și care fac față sau diabet sau alte probleme, așa există oameni care au TOC. Ei, poți să faci față acestei situații în cazul în care nu te identifici cu problema ta și faci o diferențiere între tine ca persoană și problema cu care te confrunți. Și foarte important, pe tot parcursul terapiei, toate activitățile pe care le-a avut au fost realizate în raport cu propriile lui valori de viață, pentru că și asta a contribuit foarte mult la schimbare. Faptul că, pe lângă acele lucruri pe care noi le făceam în terapie, legate de tot ce am povestit până acum, faptul că era interesat de carieră, faptul că era interesat de a-și face o familie, faptul că era cumva preocupat de starea lui de bine, au reprezentat cumva niște mijloace extrem de importante, motivaționale, prin care am putut genera schimbare. Pentru că așa este, adevărul e că, na,
nimeni în această lume nu va face o schimbare dacă nu o să creadă, de fapt, în acele valori care stau la baza schimbării. Și dacă l-aș fi trimis să cânte la pian, probabil n-ar fi făcut-o. Dar dacă l-am trimis să lucreze la machete și să lucreze la diferite chestii pe care le făcea el în proiectarea aceasta legată de virtual, era extrem de interesat și preocupat de lucrul ăsta. Și ceea ce era foarte interesant este faptul că în momentul în care făcea aceste lucruri, nu avea gândurile obsesive. Deci când era preocupat, deși erau foarte intense aceste gânduri și îi luau o grămadă de timp și îl chinuiau îndelung, în momentul în care făcea lucruri care îi plăceau, nu simțea acele gânduri atât de intruzive până la urmă. Bun, și atunci, înainte de a lua câteva întrebări, ideea este că partea de obsesii a învățat să habitueze atenție. Nu i-au dispărut gândurile, a învățat să habitueze cu gândurile, o mare diferență. El nu mai simțea disconfortul emoțional, gândurile sunt și în prezent, doar că el nu le mai percepe ca fiind disconfortabile. Deci, cu alte cuvinte, nu mai creează un disconfort fiziologic sau emoțional intens. Atacul de panică s-a remis, depresia s-a remis. Problema noastră în acest moment este că acel perfecționism rigid este prezent în continuare și încă lucrăm în această direcție și cred că vom mai lucra încă, pentru că, într-adevăr, acest perfecționism rigid nu dispare atât de ușor și totdeauna, cumva, este cu fluctuații, reapare în diferite contexte. În concluzie, această relație bună terapeutică cu el, implicarea, faptul că și-a făcut temele de casă, și aici mă refer din nou la personalitatea pe care pacientul are, acea persoană anancastă, este foarte importantă. Și a reprezentat cumva niște vectori terapeutici extrem de importanți. La final vreau să vă spun faptul că pacientul sau toate datele pașaportale pacientului au fost schimbate, da? Profesie, ani, status social și mai departe, din dorința de a proteja pacientul și că am acord de a presta acest caz cu datele pașaportale și macroclinice pe care pacientul l-a văzut înainte de a veni la această prezentare. Asta e un lucru extrem de important, pentru că din perspectivă etică trebuie cumva menționat. În concluzie, această abordare bazată pe proces poate fi eficientă în TOC, mai ales atunci când există mai multe comorbidități asociate. De asemenea, modelul este simplu, ușor de aplicat, planul de tratament nu necesită foarte multă elaborare și foarte multe tehnici, până la urmă, se pot integra între ele, în așa fel încât efectul final să fie unul extrem de important și de eficient. Și, de asemenea, nu lucrăm pe un singur proces, pe un singur simptom, ci luăm procese pe care le elaborăm într-o conceptualizare și hotărâm care este procesul care mediază, cu alte cuvinte, celelalte procese pe care le integrăm sau le separăm după care. Și aceasta este bibliografia. Vă mulțumesc mult!